Asperges me, Domine hisopo et mundabor. Lavabis me, et supernivem de alba. Dragi radioascultători și iubiți credincioși, Evanghelia ne relatează că Iisus a venit la Iordan pentru a fi botezat și ca voi să fie consacrat în acel râu. De fapt, atât botezul lui Iisus, cât și botezul fiecăruia dintre noi, este inclus în marea operă a misterelor creștine. Vă amintiți ce este un mister? Misterul este un adevăr, o realitate profundă, inexprimabilă, ce deschide o cale spre infinit. Misterul este descoperit de Dumnezeu, iar omul dobândește, cu ajutorul harului, al revelației și al contemplației, o cunoaștere progresivă acestei realități dumnezeiești. Prin urmare, mintea și inima omului pătrund în mister, îl cunosc, dar nu-l pot epuiza. Ca să-l cunoaștem, aprofundăm și noi textele evanghelice și biblice. Predicând tocmai despre acest mister al botezului Domnului, Sfântul Maxim din Torino explica: Domnul Iisus a venit la botez și a voit ca trupul său sfânt să fie spălat de apă. Poate cineva va întreba: El care este sfânt, de ce a voit să fie botezat? Ascultă deci, Hristos este botezat nu ca să fie sfințit de apă, ci ca El să sfințească apa și prin curăția sa să curețe apele pe care le atingea. Consacrarea lui Hristos este de fapt consacrarea fundamentală a elementului. Când Mântuitorul este spălat, atunci toată apa este purificată deja în vederea botezului nostru. Izvorul este curățat pentru ca de acum înainte harul botezului să fie conferit popoarelor care vor veni. Așadar, Hristos ne predică prin botez ca după El popoarele să devină creștine și să-L urmeze cu încredere. Textul biblic ne ajută să pătrundem acest argument atunci când Iisus a spus: să facem ca să se împlinească orice dreptate. Să se împlinească orice dreptate. Conform modului nostru de a ne exprima, asta înseamnă că atunci când Iisus s-a botezat, El a vrut ca în mod deplin să împlinească voința Tatălui. A primit planul său de salvare a lumii și e decis să se implice cu totul ca să facă voința Tatălui. În alte cuvinte, Mesia, Regele Divin, slujitorul prin excelența lui Dumnezeu, în mod conștient și responsabil, își ia hotărârea să fie cu adevărat la dispoziția Tatălui. Ca să înțelegem mai clar că Iisus este Mesia, Sfântul Matei folosește descrierile profetului Isaia. Câteva lămuriri. Profetul Isaia a trăit cu câteva sute de ani înainte de Hristos. Dar așa cum ați auzit în prima lectură, la un moment dat, între ideile sale, în mod neașteptat și imprevizibil,
vorbește despre slujitorul sau unsul lui Iahve. El prevestește că acel slujitor va îndeplini o dublă misiune. Pe de o parte, va reînnoi alianța făcută de Dumnezeu cu poporul său, iar pe de altă parte, îi va conduce din nou în patrie pe cei exilați și va stabili adevărata religie în mijlocul tuturor națiunilor păgâne. Cu acest slujitor promite Isaia, luminată de Duhul Sfânt, Dumnezeu va începe o lume nouă, o nouă creație, prin o alianță stabilită cu poporul său. Cu ajutorul acestui slujitor, toate vor fi noi. Cei orbi, adică păgânii, își vor deschide ochii pentru a privi revelația. Prizonierii, adică cei robiți, vor fi eliberați din întunecimile, din dubiile sau echivocurile în care au trăit. Numai puțin impresionant este modul prin care acest slujitor va împlini misiunea sa. El va duce la toate popoarele dreptate, adică Tora, sau învățătura revelației. Prin ascultarea de Dumnezeu, va transforma omul din interior, va da vigoare fitilului gata să se stingă și va împlini adevărata revoluție voită de Dumnezeu, adică salvarea omului cu armele iubirii și ale păcii. Iubiți ascultători, acest Mesia, Matei, noi biserica, îl vedem în Isus. De acest Mesia avem noi nevoie. El este Domnul, El este Salvatorul. Sunt bune, dar nu sunt suficiente doar dogma sau ritul, creștinismul sau religia, legea sau tradiția. Avem nevoie de un Mântuitor viu, avem nevoie de Isus, iar El este aici. Isus ne botează, Isus ne învață, dar mai ales El intră în inima și viața celor care se lasă pătrunși și conduși de dânsul. Vă lăsați și dumneavoastră purtați de acest Isus, de Evanghelie, de prezența și mai ales de viața pe care ne-o aduce El. Să dau un exemplu. Umblând prin munți, am întâlnit uneori câte o cascadă, mai mare sau mai mică, dar aproape totdeauna zgomotoasă. În una din excursii, trecând pe lângă o astfel de cascadă, am văzut în cuvate la bază, acel bazin mic pe care îl face apa, o bucată de lemn, care încerca să iasă din bazin, dar iar se învârtea. Apa trecea ca viața, dar bucata de lemn continua să se miște în cercuri. A doua zi, trecând pe acolo, am revăzut acea bucată de lemn care făcea cercuri continue, dar nu reușea să se elibereze. Așa este viața multor oameni. Iar descrie fără încetare aceleași vechi cercuri, aceleași păcate, aceleași nevoi, aceeași răutate, aceeași nemulțumire, aceeași disperare în inimă. În fiecare zi, aceleași gesturi, aceeași rutină, aceeași întoarcere în cerc. Viața curge mereu, dar ei nu ies din acel bazin al obișnuinței și al păcătoșiei. Când mă uitam la bucățica de lemn răsucit de curentul apei, mă gândeam, ar fi de ajuns să împing ușor bucata de lemn ca să iasă din bazin și să înaintez. Dar nu puteam să o ating fără să mă ud. Mulți sunt ca acea bucată de lemn și, deși botezați, preferă să rămână în cercul vicios al păcatului. Iisus însă a intrat în apa vieții, s-a udat și s-a umplut de sânge pentru ca să ne dea acel impuls de a ieși din bazinul și cercul vicios
al vieții banale de oameni păcătoși. Dar știm noi să-L primim pe Iisus? Încercăm noi să colaborăm cu Dânsul, primind sacramentele, punându-le în practică și trăind cu adevărat viața împreună cu Iisus? Sunt creștini care rar primesc sacramente, sau chiar și atunci când le primesc, le blochează prin egoismul lor, prin indiferența lor. Adevărații creștini îl lasă pe Dumnezeu să acționeze în inima lor, îl lasă să-i învețe, să-i conducă. Chiar dacă ei mai sunt păcătoși, încearcă cu ajutorul lui Iisus să facă un progres, un progres în suflet, să crească în iubire, să crească în bunătate. Lăsați-L pe Iisus să intre în adâncul sufletului și mai ales să vă conducă. Așadar, fraților și surorilor, o sărbătoare deosebită, o misiune importantă, să devenim mai buni și mai frumoși în ochii lui Dumnezeu care ne-a botezat. Și o ultimă propunere din partea unei măicuțe, Elisabeta a Sfintei Treimi. Nu vă lăsați împiedicați de nimic pe calea către Dumnezeu. Abisme et super nivem de albabo. Miserere mei Deus, secundum magna misericordiam Tuam. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.